Fotbalul arădean se mândrește în Cupa României cu două trofee, cucerite de UTA sub denumirile ITA și Flamura Roșie, în 1948 și 1953, dar și cu două finale pe care aceeași echipă le-a disputat în 1950 și 1966. La umbra bătrânei doamne au fost însă și AMF, Vagonul, Locomotiva sau Strungul, toate echipe ale capitalei de județ, care au pășit în 16-imi și dincolo de această fază. În sezonul 67-68, spre exemplu, Vagonul din Liga a doua reușea să ajungă până în semifinalele cupei. Iar zestrea județului în competiție a fost completată de echipele din Ineu, Lipova sau Pâncota, ducând fotbalul arădean spre un loc de cinste. Până la pașii în istorie, să începem însă cu imaginea proaspătă a unui campion. George Țucudean, produs al Aradului și al UTEI, câștigători de două ori al Cupei României. George, faptul că ai început cariera într-un fotbal arădean de tradiție, mai mult decât atât, faptul că ai avut această tradiție a fotbalului și în familie, a reprezentat pentru tine, la începuturi și ulterior, o responsabilitate în plus, o motivație în plus, o presiune? Prima dată a fost o joacă. Normal, așa începem tot. Mergem să facem mișcare. Apoi a devenit ceva serios și normal că a fost o presiune, să zic așa, pe mine, din cauza că și tatăl meu a jucat fotbal, a jucat la echipa Fanion a Aradului și am simțit cât de cât puțină, dar ca sportiv imediat uiți de lucrurile astea și trebuie să joci bine, să progresezi, să faci ceea ce știi mai bine. Să fii calm în primul rând. Talentele arădene apar generație de generație într-un ritm impresionant comparativ cu poate cu multe alte zone ale țării. Spune-mi, te rog, în viziunea ta, cât e aportul antrenorilor de copii și juniori și cât e vorba de un talent nativ în această zonă? Noi românii de fel suntem talentați. Acum rămâne antrenorilor să te șlefuiască, cum se spune. În Arad au apărut, cum spui și tu, foarte mulți jucători talentați, copii talentați și au progresat foarte bine. Avem antrenori foarte buni. Eu cel puțin am fost îndrumat foarte bine, mai ales de tatăl meu, care a jucat și fotbal, de antrenori. Am avut antrenori pe care i-a avut și el și m-a ajutat foarte mult în carieră. Ai vreo amintire care îți vine în minte, vreun episod inedit, fie el fericit legat de vreo victorie, fie poate legat de un meci mai trist, de o înfrângere din Cupa României? Nu știu, țin minte că am avut odată meci, eram la Dinamo și am jucat cu, cred, Sănătatea Cluj, dacă nu mă înșel, și cred că un mijlocaș a tras la poartă, nu mai știu exact cine, și am deviat-o în poartă și eram foarte supărat că nu mi-a trecut mie golul. Deși mingea nu mergea spre poartă, m-a atins pe mine și a intrat în poartă și eram tânăr atunci la început și îmi doream foarte mult să fiu marcator, pentru că, mai ales, cum am spus la început, nu prea prindeam meciuri ca titular în campionat. Erau colegii mei mai mari și mai experimentați, Dănciulescu, Niculescu, și nu prea aveam loc, dar când era cupa, vă dați seama că pentru noi era o șansă foarte bună pentru cei tineri să ne facem văzuți și să merităm o șansă în campionat să jucăm. Pentru un atacant, e cupa o competiție cu adevărat specială, având în vedere că prin marcarea unui gol poți tranșa o calificare, faptul că vorbim de meciuri decisive? Da, normal, pentru că sunt meciuri foarte grele, mai ales pentru echipele mari, pentru că nu știu la ce se aștepte, mai ales când joacă cu o echipă inferioară, dintr-o ligă inferioară, și fiecare are șansa ei și nu știi niciodată cum. Și au fost atâtea surprize și de-aia este frumoasă competiția. Înainte de generațiile de azi, ale lui Țucudean sau Man, Aradul construise deja un drum cuceritor prin vremuri și vremi. Cum s-a scris acesta și cum s-a reflectat în Cupa României, ne ghidează Radu Romanescu, scriitor și jurnalist dedicat trup și suflet fotbalului arădean, astăzi ofițer de presă al clubului UTA. Radu, ai fost dintotdeauna un om foarte dedicat fotbalului arădean și mai cu seamă poveștii minunate pe care o reprezintă UTA Arad. Ai scris mai multe lucrări de specialitate dedicate istoriei fotbalului în această zonă. Spune-mi, te rog, ce însemna fotbalul pentru zona Aradului la începuturi? Care era impactul fenomenului fotbalistic în primii ani de fotbal aici?
povestea frumoasă e că fotbalul a început aici, la Arad. Aici s-a jucat primul meci oficial după regulile din Anglia și emulația a fost mare din tot ce am citit pe temă. Cum ar putea fi rezumat, dacă poate fi rezumat, parcursul UTEI în istoria Cupei României? Și aici povestea începe foarte frumos, pentru că UTA, înființată în 1945, câștigă prima ediție a Cupei României organizată după al doilea război mondial. Din ce ai studiat, care crezi că sunt cele mai emoționante episoade, cele care îți vin prima dată în minte când te gândești la UTA și Cupa României? Îmi vine în minte relatarea lui Civi Brown, antrenorul Coloman Brown, care a câștigat Cupa în anul 1953 cu UTA. Un gol marcat de Gheorghe Vațiu 1 în prelungiri, într-un meci cu CCA. Iar bucuria a descris-o drept cel mai frumos moment al vieții lui. Așa spunea Civi Brown despre trofeu. Din experiența ta, ce are special această competiție comparativ cu meciurile clasice, să spunem, de campionat, fie că vorbim de eșalon secund, eșalon ter sau de prima ligă? E acel aspect care, să zicem, pune pe picior de egalitate toate echipele. Așa a fost posibil ca UTA în anii 60 să fie eliminată de Anonima, la acea vreme Arieșul Turda, dar care apoi a câștigat Cupa României. Așa a fost posibil să auzim de Sănătatea Cluj, care din nou ne-a eliminat în anul 2007, apoi a ajuns să facă senzație în cupă. Cam asta ar fi. E farmecul acela vechi al fotbalului. Fiind un foarte bun cunoscător al istoriei fotbalului de aici, spune-mi, te rog, care ar fi două, trei dintre trăsăturile fundamentale și specifice ale fotbalului arădean și ale UTEI în contextul mai larg al fotbalului românesc? Ar fi, în primul rând, acea identitate a UTEI. UTA a început în forță. Baronul Francis Neumann a cumpărat, a dus la Arad cei mai buni jucători din țară la vremea aceea. UTA a dominat, practic, și campionatul. Dădea ora exactă, cum se spune în fotbalul românesc atunci. Titlurile vechi din ziare erau UTA debutat ca Ripensia, va fi o echipă formidabilă. Cred că de acolo trebuie să plecăm. Cum era peisajul mai larg al fotbalului arădean în trecut, în când existau mult mai multe echipe care reușeau să treacă și de fazele preliminare ale Cupei României și care se duelau și în ligile românești la nivel superior? Păi avem perioada interbelică în care Aradul avea Gloria și AMFA, două echipe care adunau mii de suporteri în tribune și amândouă erau în Liga 1 în același timp. Îmi pot doar imagina ce a fost atunci aici. Și din tot ce am citit, ambele aveau fanii lor, era o atmosferă frumoasă de fotbal. După, și venind până în anii mai recenți, au fost majoritatea divizionarelor B sau C arădene, au reușit fiecare la rândul ei să ajungă cât mai sus în cupă. Un nume are un loc aparte în toată galeria idolilor la UTA. Acesta este Vaţi, tatăl, marcatorul golului victoriei în finala de cupă din 53, pe care arădenii au câștigat-o în fața celor de la CCA București. Iar fiul, Vaţi II, cel care a preferat să stea 2 ani pe tușă doar pentru a juca la bătrâna doamnă. Dar mai bine ne povestește chiar el. Sunt mândru de faptul că am însemnat și noi, familia Vaţi, ceva pentru Cupa României. Erau în anii 1953, în anul 1953, când Flamura Roșie a câștigat Cupa României. Atunci tatăl meu a marcat golul în minutul 112 contra mare echipe CCA, care după aceea, înainte a câștigat campionatul de 4 ori la rând și în anul următor, în 54, a câștigat-o Flamura Roșie, sau ITA, nu mai știu cum îi spunea. A fost un imbol pentru echipa Aradului. Când a câștigat cupa, a văzut că se poate și anul următor au câștigat și campionatul. Ați crescut practic cu această moștenire și frumoasă și grea trofeului Cupei României în familie. Ce vă povestea tatăl dumneavoastră în copilărie despre acel meci, despre acea finală și despre farmecul cupei? Mi-a spus că a fost un meci în care a atacat mai mult CCA-ul, au dominat jocul, dar s-au apărat bine echipa Aradului și au ajuns în prelungiri.
Dar în prelungiri, parcă a jucat mai bine Ita și la o fază în care Toma era portarul CCA-ului, știți că erau doi portari, Voinescu și Toma, amândoi de echipă națională, și atunci a apărat Toma și mi-a spus că a fost o zi ploioasă și aluneca mingea. Și tatăl meu era un mare șitor și a tras la poartă de la 25 de metri și l-a lovit în piept pe Toma, n-am putut să rețină mingea și i-a respins-o tot lui și imediat a marcat, și-a marcat golul, minutul 112. În ultimele minute, Coco Dumitrescu a scăpat pe partea stângă, singur, cu portarul, și a ratat. Și tata, fiind un glumeț așa mai înăscut, ziariștii au venit după ce s-a terminat meciul și a spus: domnule, dar putea să vedeți, ați marcat gol, putea să-i bate și cu 2-0. Deci tata: bine că n-a marcat Coco Dumitrescu gol. Zice: de ce? Păi de ce să scrie și Vații și Coco Dumitrescu? Mai bine scrie numai Vații. Ce a însemnat pentru Arad, pentru comunitate, pentru oraș și pentru tot județul câștigarea Cupei României atunci? Ce vă povestea tata? A fost un trofeu care s-a câștigat după ani de zile, după mulți ani de zile. În 48 s-a mai câștigat Cupa României, așa că a fost o pauză mare și a fost așa o mândrie pentru tot orașul atunci, pentru că echipa a jucat bine și s-a dovedit că și anul viitor au câștigat și campionatul. Dar a fost o senzație plăcută aici, normal, și peste tot, dar la Arad, unde s-a crescut fotbalul, unde s-a născut, a fost o emulație din punctul ăsta de vedere. Ulterior ați mers pe același parcurs, ați început fotbalul și v-ați dorit enorm să jucați pentru UTA Arad. Știu că e și o poveste inedită pe care poate ne-o povestiți, ce a însemnat și ce înseamnă pentru dumneavoastră dragostea față de UTA. Cum ați ajuns să jucați pentru UTA? Mi-am dorit prea mult. Nu, așa cum se zice acum, și-a dorit mai mult decât adversarul și-a dorit mai mult decât noi. Mi-a dorit prea mult, exagerat de mult, pentru că mai înainte când discutam, mi-a spus de Remus Câmpianu, dânsul era conducător la Universitatea Cluj. Și am terminat, în anul acela am terminat junioratul, dar am jucat înainte, ca să termin junioratul, am jucat cu un an înainte la echipa mare a Universității Cluj. Și eram într-o echipă cu Septimiu Câmpianu, cu Bichescu, cu Hurloi, care toți eram copii crescuți de la Cluj. Și a spus că de la Cluj absolut niciun jucător tânăr nu pleacă, indiferent ce se întâmplă. Da, nu m-au lăsat să plec, eu totuși am venit la UTA, am stat 2 ani de zile, pentru că așa era regulamentul, am stat pe tușă, nici cum nu mi-a dat voie să vin la Arad. Problema a fost că au încercat toți de aici din Arad ca să rezolve problema dezlegării, că era vorba de dezlegare, având în vedere că și primul secretar de la Cluj era domnul tovarășul Mocuța, care era din Arad și nici așa n-a putut să rezolve dezlegarea mea. Așa că am stat 2 ani de zile care am avut niște probleme după ca să-mi revin. Știți că am mai jucat o finală și este un lucru interesant, pentru că echipa UTA atunci era decimată. Avea 5 jucători care erau accidentați. Cei de la Steaua n-au știut, pentru că cu Steaua așa a jucat, n-au știut treaba asta și au venit să discute cu conducerea clubului UTA, ca să lase mai moale UTA, pentru că ei au câștigat campionatul și au primit ordin să câștige și cupa. Cum era, au primit ordin și dacă nu, au probleme. Dar dacă cumva noi vrem să câștigăm, atunci o să aibă grijă de noi, pentru că 7 jucători, dintre care Domide, Biro, Accente, Sima, Bătrâna, erau 7 jucători care trebuia să meargă în armată.
Și le-a spus, poate vreți să rămâneți fără echipă, că facem o echipă la Moldova, în Moldova, zice, și ăștia șapte probabil că o să plece acolo dacă... Dar nu, Steaua avea o echipă foarte bună. De fapt, Constantin și două goluri a marcat Constantin și două Voinea, așa că și normal ne băteau, dar au trebuit să vină cu... Dar noi am câștigat din treaba asta că au rămas jucătorii noștri în Arad, în armată. Cupa României este o competiție foarte specială. Dă posibilitatea oricărui club să iasă în evidență, indiferent de în ce divizie joacă. Noi am jucat cu Metalul București, UTA. Și Metalul București era expert în cupă. Totdeauna ajungea în semifinale, de fiecare dată. A fost un câștig pentru noi că am jucat cu ei, pentru că am găsit acolo doi jucători foarte buni. Pe vremea aia nu erau scouter, nu erau impresari, și era un jucător Trandafilon. Și al doilea, pentru că am vrut să-l luăm pe Trandafilon, dar Trandafilon a spus că nu vine numai cu prietenul lui Iorgulescu, care era portarul Iorgulescu, care a ajuns după aceea națională. Și atunci l-au luat și pe Iorgulescu. Și au venit amândoi la Arad și au rămas aici și Iorgulescu a ajuns în echipa națională. Produs 100% al fotbalului arădean, Adrian Ungur a rămas încă ultimul jucător care a îmbrăcat tricoul naționalei din postura de fotbalist al UTEI. Astăzi, antrenor în cadrul clubului, fostul atacant primește trofeul cupei și ne oferă la schimb confesiunea lui. Domnule Ungur, sunteți unul dintre jucătorii crescuți, formați în spiritul UTEI. Spuneți-mi cât a contat pentru dumneavoastră și pentru cariera dumneavoastră ulterioară faptul că ați crescut în acest spirit al unei echipe extraordinare. A contat cel mai mult. UTA pentru mine reprezintă totul. M-a format, mi-a dat un nume, mi-a deschis ochii în fotbalul mare, mi-a dat tot ce e mai frumos în fotbal. Care ar fi cea mai frumoasă sau cea mai inedită întâmplare pe care o aveți legată de un meci de Cupa României, fie că a fost vorba de o amintire mai amară legată de o eliminare sau de o victorie? Am jucat cu UTA, eram în Liga 2, atunci era Divizia B, și am jucat undeva în Maramureș, la Minerul Turt. Am jucat pe un teren în care nu era fir de iarbă, pica mingea, era în noroi, deci nu se juca fotbal, era lupte greco-romane în noroi. Și am pierdut 1-0 pe final de meci și a fost sărbătoare în satul respectiv. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi lucrurile speciale pe care le au jucătorii arădeni și cei crescuți în spiritul clubului UTA comparativ cu alți jucători cu care ați fost colegi la alte echipe? Ce le-a dat fotbalul arădean în plus celor care s-au format ca jucători aici? În primul rând, educație, bun simț. Uitați că sunt mulți fotbaliști plecați, George Țucudean, deci are, pe lângă educația din familie, așa a fost format, indiferent ca sportiv, să fie fair play, să... UTA a fost un nume și este un nume, iar la UTA tot timpul s-a jucat fotbal. Deci n-a fost, așa am fost crescuți, nu contează victoria și să îi rupe, să le dai la picioare și să câștigi meciul. Nu, la UTA a trebuit ca să mulțumești și publicul, spectator. Puteai să conduci 2-0 și te înjura publicul. La 60 de kilometri nord-est de Arad, fotbalul se joacă la un club încă din 1920. Este vorba de Ineu. Victoria sau tricotaje, după cum îl cunosc suporterii diferitelor epoci. Chiar dacă performanța maximă în cupă vine din 2003, când a atins optimile, echipa din Ineu se mândrește enorm cu istoria ei și mai ales cu 16-mile din 1985, când, venind din Liga a 4-a, s-a duelat acasă cu celebra Oltul Scornicești. Ce ne puteți spune despre aventura fotbalului din Ineu în Cupa României? Dacă până în 1985 au fost rezultate la nivel județean sau regional,
În 1985, pe stadionul din Ineu, a avut loc un meci din 16-mele Cupei României, când am întâlnit echipa de veche denumire FC Olt. Când am pierdut, după ce la pauză a fost scorul de 0-0, am pierdut cu 3-0 în final. Juca pe vremurile acelea în echipa FC Olt, Șoarece, Zamfir, Donose și era antrenor Tică Oțet. Meciul pentru comunitate a fost un eveniment deosebit. A avut loc prima transmisie radiofonică prezentată de domnul Nicolae Secoșan a jocului de la Ineu și afluirea unui număr de peste 3.000 de spectatori cocoțați prin pompi. Țin minte că acel moment, la un moment dat, se apropia de terminarea epuizării biletelor, fiind nevoiți să confecționăm pe loc niște bilete pentru spectatorii care au fost prezenți la acel joc. Bineînțeles că fiind persoană oficială, l-am văzut din cinta stadionului, dar am văzut stadionul din Ineu ca un stadion de echipă mare. Era înconjurat de o masă mare de spectatori, de iubitori ai fotbalului și o sărbătoare la nivel local. Inclusiv prezența domnului Secoșan a fost onorată la Ineu de către doamna primar, care l-a primit capul oaspete deosebit la acel joc. Și multă, multă lume iubitoare de fotbal din județul Arad chiar s-a afluit la desfășurarea acelui joc. În 2004 am ajuns până în 16-mile Cupei României, când am întâlnit echipa Șahlăul-Piatra Neamț, la acea vreme antrenată de către domnul Hizo. Când i-am învins cu 2-1 după un spectacol fotbalistic deosebit, iarăși s-au afluit atâta lume și a fost un eveniment, o sărbătoare efectivă în orașul Ineu. Iar după acel joc am jucat, să o spunem fără rușine, cu Poli Timișoara, care ne-a învins pe stadion pe stadion neutru la UTA cu un eșec usturător. Să nu-l povestesc. Acum în Liga a IV-a, CS Ineu o ia de la capăt în fotbalul nostru. Un artizan al renașterii și ascensiunii dorite de toată comunitatea este Cristian Sculici, antrenorul de azi și primul antrenor al lui Denis Mann. Cu ce gânduri continuă fotbalul în prezent la Ineu, având în vedere tradiția bogată a fotbalului din această localitate și acestei localități în fotbal românesc, o tradiție specială chiar și în competiția Cupa României? Pe noi sperăm să ajungem din nou unde a mai fost Ineu, în Liga a doua. Am început un proiect de vreo 3 ani de zile cu o academie. Am făcut câțiva pași importanți. Anul trecut am primit și acreditarea la nivel național. Și anul ăsta cu echipa de senior vrem să revenim în Liga a treia. Ulterior, în funcție de ce producem, sperăm și să ajungem și înapoi în Liga a doua. Peste cam câți ani, dacă ați putea aproxima, ne vom aștepta ca Ineul să aducă prin prisma Cupei României un adversar de eșalon superior și să facă iarăși figuri frumoase în această competiție? Păi, în 2016 am fost la un meci de aduce, ulterior am văzut că deam cu Viitorul, Constanța. Noi sperăm cât mai repede, noi sperăm și acum să începem atât campionatul cât și Cupa României și dacă se merge pe ideea care poate participa, noi vrem să participăm și de ce nu poate chiar anul ăsta în toamnă. Știați că primul meci de fotbal pe teritoriul României de azi s-a disputat la Arad? Despre importanța acestui eveniment și tradiția Cupei în prezentul fotbalului arădean, președintele Asociației Județene de Fotbal Arad, Răzvan Cadar. Domnule președinte, cât contează în procesul de dezvoltare a fotbalului arădean de astăzi faptul că aveți o tradiție atât de bogată, atât de însemnată? Contează foarte mult. Până la urmă, dezvoltarea și viitorul are în spate un trecut. Un trecut care contează în ceea ce înseamnă perspectivele pentru cei tineri, pentru copii. Istoria UTE, istoria fotbalului arădean, de fapt, ne marchează pe toți în ceea ce înseamnă continuarea și dezvoltarea fotbalului județean. Sigur, UTA a avut rezultate importante în anii trecuți,
Dar astăzi, cele două cupe ale României și cele două finale disputate de către UTA, cred că este un imbold pentru celelalte echipe și pentru fotbalul arădean de a ajunge din nou în fazele superioare și, de ce nu, a câștiga din nou trofeul Cupa României. Care ar fi lucrurile speciale care definesc, în viziunea dumneavoastră, fotbalul arădean din totdeauna, în contextul mai larg al fotbalului românesc? Pentru că suntem la Arad și vreau să amintesc că în 15 august 1899 a fost primul meci disputat pe actualul teritoriu al României aici la Arad, un meci de fotbal. Cred că este un moment definitoriu pentru fotbalul nostru, pentru fotbalul județean, pentru fotbalul românesc, dar pentru că disputându-se aici ne mândrim cu treaba aceasta, am sărbătorit în 2019 120 de ani de fotbal și cred că a fost un eveniment deosebit, de aceea bazele fotbalului arădean au început atunci și trebuie să le continuăm, să le ducem mai departe.